După ce ai fumat ultima țigară, corpul tău începe să-și revină după daunele cauzate de tutun. Cu alimentație bună, exerciții fizice și cești delicioase de ceai îți poți ajuta plămânii să se curețe. De la prima țigară până la ultimul pachet pe care l-ai fumat, corpul tău a suferit o deteriorare lentă și progresivă în multe privințe. Desigur, plămânii au fost afectați de nicotină și de alți agenți toxici din țigări. Adoptă dieta mediteraneană. Dieta mediteraneană îmbină arome delicioase cu alimente care au proprietăți benefice. Acest tip de dietă favorizează utilizarea legumelor și fructelor. Consumul de carne este redus comparativ cu aportul de pește. Incorporează alimente bogate în flavonoide, atât de necesare în procesul de recuperare pulmonară în dietă. Consumă des aceste alimente. Măsline și ulei de măsline, usturoi, ceapă, ardei, fasole garbanzo, cale, capere, busuioc, oregano, migdale și nuci. Această dietă va oferi și alte beneficii extraordinare pentru organismul fostului fumător. Scade colesterolul rău, reglează tensiunea arterială, previne creșterea celulelor canceroase, întărește oasele, previne accidentele vasculare cerebrale, reduce îmbătrânirea generată de tutun. Adaugă de asemenea vitamine în dietă. Pentru a-ți curăța plămânii după ce ai renunțat la fumat, trebuie să-ți crești aportul de vitamine. Acestea ajută la refacerea sistemului imunitar, astfel încât să poți preveni bolile infecțioase ale tractului respirator. Vei găsi vitaminele A și C în citrice. Beta-carotenii găsiți în fructele și legumele portocalii ajută la scăderea riscului de infecții respiratorii. Exersează-ți capacitatea de respirație. După ce a renunțat la fumat, fostul fumător începe să experimenteze tuse. În timpul fumatului, capilarele care înconjoară tuburile bronșice, cilii, au fost paralizate și au încetat să-și îndeplinească funcția, cea de a elimina mucusul. La doar 2 săptămâni după renunțarea la fumat, cilii încep să crească din nou și încep să-și facă treaba. De aceea apare tusea. Pentru a elimina acel mucus și a-ți curăța plămânii după ce ai renunțat la fumat, este necesar să faci exerciții fizice și să-ți crești capacitatea de respirație. Yoga și înotul sunt două exerciții fundamentale, deoarece îți pun capacitatea de respirație la încercare. Dacă ai avut un stil de viață sedentar, poți începe și cu rutine de mers pe jos. Relatează dozadesanatate.ro.